Așadar, intră cu mama lui, Romanița Iovan, inovatorul Albert. Salut, Albert! Ce ai crescut, Albert, de ultima dată, încă 10 cm. Da. Sărut mâna mama! Mama, la fel superbă ca de fiecare dată. Să luăm un loc aici. Mama. Și ați venit cu Albert Einstein. Nu degeaba are și numele de Albert, nu? Numai să știi că numele l-am... Inspirația pentru numele lui Albert a fost Prințul Albert. Prințul Albert, de acolo, da, nu? Da, de acolo. Da, de ce? Adică, cum, urmăreai ce se întâmplă am cu Am fost la Monaco, într-o vacanță, și efectiv atât de mult mi-a plăcut acel frumos... Oraș? Oraș, care de fapt e un stat. Și încât m-am gândit că dacă o să am un băiețel vreodată în viața mea, îl va chema... Ca pe principele Albert. Albert. Dacă aș fi avut o fată, ar fi chemat-o Lara. Deci știam numele și pentru bea și pentru fată. Okay. Lara de la Dr. Jivago și Albert de la Prințul Albert. Perfect. De Monaco. Iar Albert, mamă, cât s-a înălțat Albert, cât a mai bărbatul. Ai terminat școala, cum am văzut. Mama ta, s-a dat mare mama ta, a făcut poză cu tine. Da, zic că, da. Băi, sunt mândră, sunt mamă șmecheră, fiul meu, a terminat școala, yes. Da, mai am puțină școală, încă... pe 29 terminăm. Da. Dar acum e mai relax așa, ultimele două săptămâni. Perfect, acum în ce clasă ești? A 10-a, dar facem 13 clase, deci sunt practic a 9-a, dacă aș merge la un sistem românesc. Ok, acum pentru că ești la sistemul englezesc, nu? Da, la British School. Da, 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 ești în clasa puțin, da. 10-a. Și până, mai ai până pe 29 școală? Da. Am înțeles, ok, baftă, am văzut ce mamă mândră și foarte frumos, mi s-a părut foarte tare. A pus poza acolo și da, a fost fericită. O fază, că am avut emoții, pentru că Albert era, deci toți copiii erau informați, cei care luau premiu, că vor lua un premiu. Și în momentul în care s-au dat aproape toate premiile și a rămas cupa aceasta, deci a fost ultima chestiune, cea mai reprezentativă, ca să zic așa, din tot ce s-ar fi întâmplat. Și efectiv zic, Albert, ce premiu poate să ia Albert al meu? Zic, așteptam, că nu știam ce premiu, știi? Și în momentul în care am auzit Innovation, mi-am dat seama că Innovation înseamnă, de fapt, mașina. Și acum să ne zică, Albert, de ce a luat acest premiu atât de important, care poate să spună foarte multe despre viitorul lui. Știi, exact. Cam asta este. Exact. Zine, Albert. Da, deci, practic, la mea la școală, la British School of Bucharest, avem o parte a școlii, se cheamă Innovation Hub, unde construim un proiect, Project Zephyr, și aici suntem dați, definitiv, testul, să facem un design de la zero, totul de la zero. Nu prea ne ajută profesorii, doar ne îndrumă cât de cât dacă chiar ne blocăm. Okay. Și asta, facem un design, după aia începem cu construirea mașinii, dar designul durează foarte mult. Este că am început din noiembrie și am terminat designul în martie, cam așa am terminat designul. Și ca să fie zi. Asta, da, nu e asta mașina, asta e... Bă, asta e mașina. Bă, asta e mașina. Da. Uite, aici am condus-o ieri. Deci asta ai inventat-o tu? Da, practic eu și echipa mea, normal. Ai creat Da, o echipă de 4 persoane. Un fel de card, e mai aproape de card decât de o mașină. Dar, practic, tu ai alegerea la început să faci un design care e mai aproape de o mașină. Dar noi am vrut, pentru că sunt pilot de raliu și îmi plac mai mult cursele, să fie cât mai ușoară, cât mai mică, să fie cât mai rapidă. Și anul viitor o să facem bodywork-ul, adică... Carcasa. Uite, la design-ul acolo. Da, carcasa să arate și mai ca o mașină de Formula 1. Vreau să încercăm să imităm așa mașină. Foarte frumos, mai ales că mașina asta va fi testată pe circuit de Titi Aur. Da, exact. Marța viitoare, exact. Da, exact. Da, Albert. De, câți acolo, practic, ați muncit cu toți colegii, nu? Da, deci am fost 4, așa, am fost aleși dintr-un grup mai mare, să zic, de 20 și ceva de persoane care s-au înscris la club. După aia a fost o sesiune de interviuri și pe mine m-a ajutat că sunt pilot de raliu și că îmi place mult ingineria și am reușit să intru în club și au fost făcute două echipe de către 4 sau 5 persoane. Și asta e mașina echipei noastre. Și asta e electrică, 100%? E electrică, da. Și ce viteză prinde? Prinde cam maxim 55-60 de km la oră, super dar mult. Foarte rapid. Adică chiar m-am dat cu ea și nu simțeai că mai trebuie nicio putere în plus. Wow, și mai ales că tu ești și pilot și înțelegi foarte bine viteza. Da, da, da. Dar chiar se simțea mult mai rapid decât mașina mea de raliu. Păi și care e mai departe? O să vindeți ideea asta sau ce o să se întâmple? Da, deci ce vrem să facem este... Adică... Vreau să-mi cumpăr și eu și ciucă una. Vă fac. Proiectul școlii este să mergem cu aceste mașini în Laponia, pe un lac de gheață, lac înghețat. Da. Și să încerce mai multe școli să ia parte din acest proiect. Încercăm să avem cam 5-10 școli. Să facă fiecare școală mașina lor sau mai multe mașini pentru mai multe echipe. Să avem o cursă mare acolo în Laponia pe un lac de gheață. Asta e visul. Să-ți dea Dumnezeu baftă și să ți se îndeplinească. Romanița,
a rămas așa, fără cuvinte, și cred că asta e cea mai mare satisfacție când vezi realizările copilului tău. Îți dai seama că sunt foarte mândră și știu cât de mult am muncit pentru acest proiect și chiar îmi doresc să îl îndeplinească în sensul să fie cât mai multe școli care să se implice în astfel de proiecte și să fie și o concurență în acel circuit pe un lac înghețat în Laponia, adică să nu fiți voi cu două mașini ale voastre, să fie mai multe școli cu fiecare reprezentativ. Dar știi ce, acasă venea și îți povestea că uite, normal, merge acolo, nu funcționează. De multe ori îmi trimitea chiar de la școală, că acest club este după orele de program și la un moment dat programul se termină la ora 3, a venit și la ora 8 acasă, adică eu nu mai știam. Adică normal e de la 3 la 4. Exact, dar mie chiar la el nu există. Am stat foarte mult să trimit mașina și cred că de-aia am luat și acest award. Foarte frumos. Are un nume mașina? Ne-a dat numele gen Potato Team. La început. Potato. Dar n-are niciun nume încă. Ok. Potato Team. Băieții, să știi cum e Potato Team, dar exact cum spuneam, mâine, poimâine, de fapt o să avem imaginea asta, ciucă, și ne dăm seama că l-am avut pe nou Elon Musk alături de noi, a? Foarte frumos. Uite, păi acum știi cum e, trebuie să te apuci de nave spațiale. Asta a fost mașina electrică. M-am plătit de automobilism, așa, mă duc pe la raliu, mai merg? Rachete. Mai merg, acum o să am etapă pe 3. Pe 3 iulie. Unde? La Sibiu. Tot la Sibiu. Și da, e bine cu raliu. Și o să bine. Fii tu pe conducător și o să ai un copilot cu tine, nu? Copilot, da. Dar povestește-i că anul ăsta ești pe Suzuki și ce ai făcut la prima cursă. Spune am avut primele două curse, m-am mutat de pe... Suzuki, de pe Dacia Sandero pe Suzuki Swift acum. O mașină mai rapidă, mai așa. Adică mă aștept să fiu pe podium. De ce tu zâmbești când spune că e mașină mai rapidă? Păi nu, mai mare, mai mult nu pericol. Pentru că se vede chestia asta. Adică la prima etapă din campionatul național de slalom paralel, Albert, bineînțeles că a fost în semifinală. Înainte să fie în semifinală, ca să dea forță mașinii, a intrat un pic în decor, s-a spart geamul, a mers cu o folie în loc de geam. Deci a fost o chestie foarte interesantă și, într-adevăr, a intrat în semifinală și a luat locul 3. Are și acolo o cupă mai mică, așa. Da. Pe tine îmi tăia cu inima când vezi că a intrat în decor, s-a spart geamul, nu, deci și a pus o folie, nu? Poate să fie și mai mult decât... Să se răstoarne, nu? Și mai mult decât atât, așa că, în principiu, sunt pregătită. Mai ales că prefer să-și consume adrenalina într-un mediu controlat, pentru că este controlat, chiar dacă se răstoarnă, el până la urmă nu pătește nimic. Efectiv, că e un cadru ăla de metal care n-are ce să pătească. La salon paralel, unde, de fapt, pereții circuitului sunt formați din mediu înconjurător, adică copaci, ceva de genul. Când o să ajungă la faza cu raliul Maramureșului, Sibiului, pe drumuri, adică începând cu toamna care vine. Cam așa, când face 16 ani, poate să dea examen de condus și poate să se ducă la astfel de raliuri. Foarte pentru că tare. Sunt raliurile pe drumurile publice, asta e tot o poveste. Trebuie să aibă carnet. Știm cine îți face costumul. Da. De raliu, designul la costum. Nu. Designul la costum e făcut de cei care numai asta fac și noi nu intervenim în iar subiectul. Iar aici ai fost ăsta. La Abu Dhabi, nu? Pe circuitul. Da, aici a fost anul trecut la 2021. Sper că ții cu Max Verstappen. Nu! Nu ține cu Verstappen, mă uite la tricoul meu acolo, cu Mercedes. Cu Hamilton. Cu Hamilton sunt... Da, Hamilton pe ce loc e acum? Măi, te rog frumos. Nu știu, mai e? Deci nu produase de... Oricum, a luat locul 3. A luat în Canada la ultima... A luat locul 3. Înainte de Canada, ce a luat? Păi, nu era el de vină. Hai să ne gândim bine și serios la chestia asta. Dar îți dai seama, Albert, pentru prima oară la concurs de Formula 1, da? La Abu Dhabi. La sfârșitul anul trecut, a fost într-adevăr, am urmărit-o și-o de acasă cum el era acolo. Gândește-te și tu ce nebunie era, că amândoi aveau același număr de puncte și a fost pe și-a viață. Câștigat cine? A câștigat colegul. Cine? Colegul lui Hamilton. Deci nu putea să ziceți numele. Red Bull. De la Red Bull, Verstappen. Hai mă, că nu, că ținem cu Verstappen. E foarte talentat. Deci, adică... Toți sunt, mă. Adică după ce nu o să mai acolo, fie Hamilton. Exact cum e, în serialul pensie, Hamilton. Cum e serialul de pe Netflix. Ei nu sunt piloți, sunt piloți de supersonice. Toți. Exact. Toți din Formula 1. Foarte bun. Revenind după publicitate, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.